Însă în cauza în care investigăm acum, cauza afilată, respectiv, dânsul are un alt statut procesual, ieșind din faptul că legea îi permite, nemijlocit, că în cazul în care o persoană care vine și face un denunț cu privire la o infracțiune de corupție, da, până ca organul sau ca organul din urmărire penală să nu cunoască despre aceste circumstanțe, respectiv, el beneficiază de alte protecții. Și nu faceți o încurcătură între cazul ușor, care este în procedură și care documentăm și care, când îl vom expedia în judecată, veți ști, și cazul care este acum la moment și care, respectiv, a venit astăzi.